Ați spus de orez cu ou, dar coraslă se face aici? Și coraslă, da. Coraslă cântată vacă. Și asta cum e? Îți faci, la noi amis ca laptele cu ou, îți faci și spune la cuptorul și scoase, dar poți să-l fierbi. Așa eu, la mine, mama mea când era, așa făcea, dar în alte părți n-am auzit. Tu duci acum, tu ai ținut vacă. Eu nu făceam. Adică se coace, se pun la cuptor și se coace. Pur și dar știi cum, știți cum se prinești ca omleta? Omleta doar noi pecem și cu smântână și faci și cu lapte, dacă ai lapte, bați ouă. Coraslă asta îmi se faci ca omleta. Acolo de-am spune zahăr, dar la omletă noi punem puțin sare și zahăr nu punem. Poți să pui un pic de piper și poți să mai pui un pic de o patlăjică, poți să mai tai mărunt acolo în omletă și aia. Dar la aia asta, la coraslă și aia, poți spune așa, zahăr. Și era pentru copii sau? Și pentru copii și maturi, într-un mare, lucrau, mâncau tăți. Mâncau, el era bun.